când mergeți la cumpărături, ce cumpărați cu 100 de lei? Eu cred că pot cumpăra consistent. Pregătiți cu lista de cumpărături, am pornit în căutarea produselor în același magazin din care a cumpărat și premierul Marcel Ciolacu. Pentru că nu toate produsele pe care le-am mai găsit disponibile erau identice, am încercat să păstrăm cantitatea și suma în care se încadrau. Am revenit de la cumpărături unde am întâmpinat mici probleme. De exemplu, salamul nu l-am găsit la 14 lei, unde am fost noi costa 18 lei și nici măcar salamul cu 100 de grame mai puțin nu costa 14 lei, ci 16 lei. La fel s-a întâmplat și cu merele Golden, le-am ales pe cele mai ieftine, însă prețul era dublu. Nu am găsit nici ouă la 9 lei, dar le-am cumpărat pe cele mai ieftine. Totalul nostru a ajuns la 102 lei și 30 de bani. Acum urmează să mă uit la ce am cumpărat și să decid ce pot să gătesc cu ele. Avem 6 cartofi, 1 litru de ulei, o salată verde, 10 ouă, 2 pateuri, 8 mere, 1 kilogram de zahăr, 2 cepe, 1 castravete, 1 salam, 2 iaurturi, o telemea de oaie, o pâine și 2 beri. Pentru o persoană ar fi suficient mai multe zile. Dar o familie formată din 2 adulți și 2 copii, în cât timp le-ar epuiza? Am reușit să facem 4 sandvișuri, 2 pentru copii de dus la școală și 2 pentru cei 2 adulți de dus la serviciu. Fiecare membru al familiei va primi și un măr. Sandvișurile sunt fără unt, pentru că premierul nu a avut pe bon acest produs. Cele 2 iaurturi pot fi date copiilor. Cu jumătate de salam, 2 pateuri și jumătate de castravete pot fi făcute sandvișuri pentru dimineață, încă 2 zile. Nu rămâne însă suficientă mâncare și pentru masa de prânz. Pentru cină am putea să facem cartofi fierți cu ceapă călită, însă ne-am gândit că o variantă mai consistentă, însă nu neapărat și mai sănătoasă, ar fi cartofi prăjiți cu brânză rasă, ouă, ochiuri și o salată verde. Mi-ar fi plăcut însă să am și o bucată de carne lângă, poate un piept de pui, însă asta clar m-ar fi dus peste limita de 100 de lei. La fel mi-ar fi plăcut să gătesc o ciorbă, însă nu am legumele sau carnea necesară. Aceștia sunt cartofii care au rămas după curățare. Mai bine de jumătate din litrul de ulei s-a dus pentru prăjirea acestora, iar din 10 ouă au mai rămas 4. Cea mai sănătoasă alegere de pe masă a fost salata, pregătită cu oțetul din casă. Acestea sunt produsele cu care am rămas după ce am făcut 4 sandvișuri și o cină. Mâine dimineață voi putea să încropesc un mic dejun, însă va trebui să cumpăr o nouă pâine. Alimentele acestea le voi pune în cămară și le voi folosi în altă zi, însă în momentul în care am fost la cumpărături, eram foarte atentă să cumpăr cele mai ieftine produse, nu cele mai sănătoase.